Aproximativ 45.000 de lei a costat fiecare semafor cu buton amplasat pe străzile din municipiul Târgu Jiu. Avem 6 astfel de semafoare în municipiu, însă doar 3 sunt funcționale. În stația de la Gârdu, polițiștii locali stau pe post de culoarea verde a semaforului în fiecare dimineață pentru că traficul este infernal. Primarul municipiului spune că sistemul achiziționat pe bani grei nu a fost încă legat la rețeaua electrică. Jilăveanu, cel care coordonează aceste treceri cu pe buton, se lucrează la partea de instalație electrică. A apărut o problemă și a trebuit să fie alimentate din altă sursă și de aceea în perioada următoare vor funcționa la capacitate maximă. Toate cele care sunt în momentul acesta amplasate. Dar v-am spus, deja au contractat, nu se ocupă cei din cadrul primăriei de raportarea la curent electric, dar deja a venit firma și lucrează în acest moment. Pe de altă parte, semafoarele deja funcționale pun probleme. Dacă se strică, angajații primăriei nu se pricep să le repare. Ultima dată, după o ploaie serioasă, semafoarele au cedat, rămânând blocate.